Prin plecarea doctorului Dan Vladimir Polizov pe un post de medic la un spital privat din Bacău, conducerea Spitalului Municipal de Urgență Roman a trebuit să ia măsuri de reorganizare a activității la centrul de primiri urgențe. Medicul coordonator al CPU, doctorul Maria Tălmăcel, s-a implicat direct în redistribuirea pe posturi a medicilor în vederea acoperirii nevoilor de asigurare a asistenței medicale de urgență. Aceasta este în tratative și cu un doctor plecat în Franța, de la care a obținut promisiunea că se va întoarce în țară pentru a lucra la centrul de primiri urgențe. Postul care a rămas vacant prin plecarea domnului dr. Polizov a fost scos la concurs, se va înscrie, am făcut lobby și am convins o colegă care a fost plecată în Franța să vină la Roman, se va înscrie pe post și va rămâne aici în urma promovării examenului. De asemenea, mai avem o colegă, medic specialist și ea pe medicină de urgență, care a venit cu contract de stări servicii, astfel încât efectivul este quasi complet. Trebuie să ținem cont că avem două posturi blocate cu cei doi rezidenți care sunt pe post la Iași, anul 4. Îi așteptăm cu mare drag să vină aici. Doctorul Dan Vladimir Polizov a obținut o nouă competență medicală în psihiatrie, transferându-se la un spital din Bacău pe această specialitate. Acesta continuă să colaboreze cu Spitalul Municipal de Urgență de la Roman, făcând gărzi la CPU. La această secție mai există blocate două posturi de medici rezidenți care sunt plătiți din fondul de salarii al Spitalului Municipal de Urgență Roman pe perioada studiilor universitare, așa cum prevede legislația în vigoare. Gărzi la CPU Roman mai face și doctorul Gabriela Ababei de la Spitalul din Huș. În organigrama CPU publicată pe site-ul spitalului mai figurează doctorii Crenguța, Enea și Ana Graur, medici specialiști în medicină de urgență.